asta Aiko Aiko se numește. Nu te vezi decât pe o insulă, chiar și pustie fiind, acolo cu un pahar de cico în mână și cu o umbreluță. Cam pe acolo te duce Aiko Aiko. Bine ai venit, Cătălin Silvia. Da, nu știu, că eu nu fac asta când mă duc pe insule. Da, ai fost vreodată pe vreo insulă pustie? Nu, am fost doar în pe insule Marea Grecești. Ah, și uite, am fost pe insule Grecești, vezi? Da. Dar părea că e multă lume. Foarte multă lume. Făceau Aiko Aiko, făceau tzatziki. Tzatziki, da. Tzatziki. Sau limoncello, mai în altă parte. Bine ai venit, Cătălin. Avem rațiunea zilei. Suntem live pe Facebook, pagina Radio Europa FM. O să vorbim astăzi despre un subiect foarte arzător, cel puțin pentru București. Pentru că se întâmplă lucruri la prima vedere SF. Lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum în centrul Bucureștiului, însă ne explică imediat, da, Cătălin Striblea. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieten, cred că ați aflat între timp că în pasajul Unirea de la București au avut loc 5 accidente cam într-o lună de zile. Accidentele au același ca la pod, adică mașini mari, tiruri, camioane, știu eu, dube, cu înălțime de peste 3,50, intră acolo și se ciocnesc. Am impresia că a fost și un autocar. Da, 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 și un autocar, și cel mai rău a pățit un camion, a cărui cabină s-a deformat. Ieri, după amiază, în pasaj, aici e o curiozitate, nu știu cum a făcut omul ăla, a intrat în pasaj un cetățean care a rămas cu tirul acolo, adică cu camionul acolo. A reușit să intre până spre mijloc? Pe supoartă, da, da. El ăsta, spre deosebire de ceilalți, ăsta s-a strecurat pe supoartă. Aici e marea mea întrebare. Știi cum poți face? Că spun cum? Ia. Scos presiunea din anvelope. Păi doar n-a scos presiunea de... Da, dacă ai 2,5 sau 3 atmosfere în anvelope, le lași așa, până proa, păi pe deasfalt, pe strecuri... Și după aia n-ar mai trebui să le umfli, că se întâmplă ce s-a întâmplat. Și ce, doar nu le-a umflat între barieră, fost atât poartea. Aici, pentru mine, e curiozitate. Deci asta am explicat. În schimb, Libertatea a avut curiozitatea și a și măsurat. Au făcut, Libertatea a făcut un reportaj așa, la fața locului, și au și vorbit cu cel de la primărie care este responsabil așa de situația asta. Se numește Marius Coaje, șeful lucrărilor de la pasajul Unirii, consilierul pe probleme de infrastructură al fostului primar Gabriela Firea, acum lucrează la primăria sectorului 4, la domnul Băluță. E, domnul Marius Coaje zice, da, domnule, e mai mic pasajul. Și ai, că, acum, da, mai puțin înalt. Mai puțin înalt, în sensul ăsta, da. Ei jos n-au cum să umble, deci, pentru că dedesubt e curge Dâmbovița, știți? Da. Că aici e singurul râu din lume care se varsă în metro. Și Doamne, deci, ferește să nu cadă cu tot cu pasaj în Dâmbovița. Ei în jos n-au cum să meargă, că e Dâmbovița. Și ce s-a întâmplat în sus? Există, într-adevăr, o micșorare de 16 cm, spune acest domn. A, deci e recunoscut oficial, pentru că în primele zile parcă nimeni nu spunea că s-ar fi umblat la înălțime. Asta nu mai știu, că... Eu așa mi-aduc aminte, spuneau că e la fel ca primul. La fel, dar ce susține că e la fel ca primul? Care o explicație aici? Ei zic așa, înălțimea pasajului a fost întotdeauna aceasta, de 3,59, cred că e momentul ăsta, dar înainte se putea circula la 3,85, pentru că instalația de ventilare și de luminozitate așa nu exista, sau fusese scoasă, sau nu mai funcționa. Deci ca un perete fals, cum ar veni, adăugat la peretele vechi. Acum s-a pus, după lucrarea asta. Exact, acum, după lucrarea asta de renovare, s-a pus, rezultă că din nou, căci că în urmă cu ani ar mai fi existat, s-a pus din nou această instalație să treacă aer, că probabil că au standarde că trebuie să scoți aerul pasajului destul de lung și să scoți noxele din pasaj. Da, deci nu mai miroase acolo la noxe, da. Și s-a pus și chestia în lumilor altfel. Deci 16 cm care existau înainte, spune domnul Coajă, nelegal și fără să fi trebuit să fie, au dispărut. De uite că mărimea contează. Da, exact. Și acum toată lumea, unde văd eu problema? Că acolo la intrare scrie 3,50. El are chiar 3,59. Da, ei scriu 3,50. Să fie sigur. Dincolo trec de băiatul de ieri, care măsurat de poliție avea 3,80. Bă, cum a fi trecut ăsta de poartă pentru mine? Deci pentru mine încă e un mister. Deci cum a reușit? Acolo scrie 3,50, dar e 3,59, dar undeva avea niște centimetri în plus, clar, ăsta. Cum a fi trecut, nu știu. Era bărbat. Era... Bărbații minte întotdeauna. Nu știu ce, da, exact, nu știu ce Dumnezeu a făcut ăsta. Bun, și ei acolo scriu la intrare, băi, prieteni, e 3,50.
ani de zile, indiferent de cât scria acolo, toți camionagii, oamenii, șoferii de autocare de astea, știau că se poate trece, că în realitate și cu o mașină de 360 treci și nu știu ce. Adică n-au luat o razna toți și au rămas blocați acolo. Nu, acum ei au aflat și acum toată lumea ignoră semnul ăla. Cine să uită la el? Dacă ani de zile am trecut... Exact, pe principiul ăsta mergi, din obișnuință, știi? Da, păi ce, am trecut înainte, trec și acum. Cum aș vedea eu că stăm aici, că poate în țara asta avem mai multă minte? Dom'le, dacă am făcut o schimbare care e importantă, oamenii aveau un tip de obișnuință. Dom'le, semnalizați-l nu numai cu acel afiș mic de 3,50, cum apare acolo. Dar ce să facă, pui Cătăria? Niște panouri foarte mari, electronice, scrii pe panourile electronice de la Piața Unirii, că e plină Piața Unirii. Mai costă 12 milioane de euro, știi? Mai costă 12 milioane de euro, dar pentru o funcționare normală a societății faci chestia asta, o pui pe Waze. Ok, camioanele merg cu altfel de... Navigație. Pui pe navigația de camioane. Că poți să plătești și să pui un anunț. Anunț pe toată lumea în presă, să caște ochii că am făcut ceva. Și cel mai simplu și mai util lucru pe care poți să-l faci e să pui un polițist local acolo. Păi și îl pui vreme de 2 săptămâni, care de câte ori vede un camion îi face un semn și zice: bă, băiatule, vrei să te măsori un pic? Am schimbat ceva aici. Stă cu rigla, da. Uite, camioanele au suspensie pneumatică, au posibilitatea de reglare a înălțimii de la sol. Poate fi și asta o explicație, cum de a intra, dar de ce nu rămâne cu înălțimea reglată la minimum? De ce trebuie să se ridice, să rămână... Nu știu ce a făcut băiatul de ieri, nu știu ce a făcut, că nu are cum să fi trecut pe sub poartă. Spune, există o relatare de presă care spune că ar fi atins și poarta, că ar fi zgâriat-o, știi? Ah, ok. Că ar fi zgâriat și poarta și zice, a hârșit el pe acolo și a zis, bă, dacă mă strecor pe sub poartă, mă, să-i trec și pe sub pasaj. Nu, păi n-a mers. Să mai lăsăm puțin din poartă. Măcar doar ea să aibă de suferit, știi? Adică... Adică ce, s-o lăsăm mai jos? S-o lăsăm mai jos, da. Da, putem să o lăsăm și mai jos. În orice caz, dacă aveți mai mult de 3,59... Nu mai intrați acolo. Nu mai intrați acolo. Da. 3,69, scuze. 3,69. Dacă aveți mai mult de 3,69, nu încercați sub nicio formă să treceți pe acolo. Știu că e un magazin celebru în zonă pe care poți să pui afișaj. E chiar o obișnuință să faci treaba asta. Cred că ar trebui cumpărat spațiul ăla. Exact, da. Și scris că o lună de zile. Nu trebuie mai mult. O lună de zile până când lumea învață că oamenii știu meserie. De acum, orice om sănătos la cap va evita chestia asta. Și dacă vine un șofer bulgar, ce te faci? Nu știu. Le cunoște țar. 3,50. Pui, domnul, un polițist acolo. Hai să te cunoște. Bine. Da. Ok. Mulțumim. Zici eu, dar o idee că putem să ne certăm ca chiorii, să zicem că ori șoferii sunt neatenți, ori primăria, ca de obicei, e ticăloasă. Da. Putem să gândim și un pas mai departe, nu? Avea asfaltul de nivelări în tunel. Ne scrie altcineva. Pot fi o mulțime de explicații, însă, uite, chiar sunt curios. Cât timp mai trece până mai rămâne cineva blocat acolo? Parcă e ziua acum, și... Da, acum chiar cred că e o exagerare să n-afli în acest moment că totuși acolo... Altfel, frumos pasajul. Am trecut și eu un weekend. Da? Frumos. Da. N-am fost, nici n-am curaj, cine știe. Zici că intri într-o grădiniță, asta este impresia inițială, după care e foarte frumos. Mulțumim, Cătălin, te așteptăm mâine la România în direct.